niciun șofer băut, drogat sau prins fără permis care produce un accident mortal nu va putea scăpa fără a face închisoare. Așa sună textul proiectului de lege pe care un fost ministru de justiție îl propune Parlamentului. Cine se urcă la volan fără să aibă această abilitate legală este un fel de criminal, pentru că el acceptă ideea că urcându-se la volan fără să aibă acest drept, poate la un moment dat să facă un accident de circulație prin care să producă moartea sau fătămarea corporală a cuiva. Textul acesta de lege apără până la urmă valoarea fundamentală a omului, viața. Acum legea în vigoare stabilește pedepse prea mici, spun specialiștii în siguranța rutieră. Din păcate avem și cazuri negative în care, deși polițiștii au prins sau întocmit astfel de urmele penale, au trimis în judecată, vedem pedepse cu suspendare sau chiar renunțări la urmărirea penală. Acest lucru evident că determină oarecum o încurajare a acestui fenomen. În momentul în care s-ar scoate această sancțiune cu amenda penală și ar rămâne doar anii de închisoare, dar ar crește perioada, nu de la 1 la 5 ani, s-ar duce de la 2 la 10 sau de la 3 la 15, cum există în alte state europene, atunci sigur că sancțiunea ar fi mai aspră și am putea spera ca judecătorii să sancționeze cu ani efectiv de închisoare. Atâta timp cât e lăsat în deschis această oportunitate, să zicem așa, lucrurile tind să se ducă spre o generalizare. Poate că și o campanie de prevenție mai agresivă ar fi benefică. Poate nu chiar să îi trimitem în închisoare e tocmai cea mai bună soluție. În fiecare an, 20.000 de persoane ajung în fața instanțelor de judecată pentru că au condus fără permis, sub influența drogurilor sau băuturilor alcoolice. Grav este că tot din cauza acestora, în fiecare an își pierd viața sau sunt rănite grav în jur de 500 de persoane. O fetiță de 5 ani e printre ultimele victime făcute de un șofer care consumase alcool.